În jurul orei două, echipajul de intervenție de pe raza municipiului Timișoara aflat în patrulare pe Bulevardul Republicii a observat o persoană dezorientată care corespundea descrierii din radiograma primită de la dispeceratul inspectoratului de jandarmi în județean Timiș. Au oprit autospeciala și au intrat în vorbă cu bărbatul, iar în urma verificărilor procedurale s-a confirmat faptul că pe numele acestuia era activă o alertă pentru persoană dispărută. Bărbatul în vârstă de 80 de ani a fost diagnosticat cu Alzheimer. Cu calm și blândețe l-au ajutat să înțeleagă ce se întâmplă, iar după întocmirea documentelor l-au condus la sediul jandarmeriei pentru a fi predat familiei. Vă îndemnăm la o atenție sporită față de persoanele care sunt cunoscute cu afecțiuni medicale care le-ar putea pune viața în pericol. Îi felicităm pe colegii noștri de pe echipajul de intervenție pentru atenția și spiritul de observație de care au dat dovadă. Cu certitudine, după tura încheiată acum, se pot odihni cu satisfacția că un semen de-al nostru s-a întors și el cu bine acasă, transmit reprezentanții jandarmeriei.